Deși au făcut numeroase sesizări și nu au primit niciun răspuns, locuitorii floreșteni indignați de situația străzii pe care locuiesc ne-au trimis imagini filmate cu telefonul mobil demonstrând gravitatea situației și ne-au cerut ajutor. Am mers la fața locului pentru a afla realitatea vis-a-vis de strada Ion Neculce, care arată departe de a fi una orășenească. La prima vedere s-ar părea că suntem într-o zonă unde nu locuiește nimeni. De fapt, ne aflăm pe strada Ion Neculce din orașul Florești, unde noroiul este prezent, iar resturile de la construcții sunt aruncate chiar pe marginea străzii. Ну просто очень плохая дорога. Мы очень вас просим, если мы поэтому говорим, чтобы нам помогли сделать дорогу. И тут лазата шабалты. А не мануй, стиску. Шака. La oamenii nu pot să facă nimic dacă s-a apucă de tăiat de curățat și va veni ecologie și fac probleme. Trebuie și o slujbă specială, mă gândesc așa. Desișurile din preajma acestei străzi sunt benefice pentru că apără într-un fel locatare de praful care se poate răspândi de la uzina de sticlă din oraș când aceasta funcționează. În schimb, în prezent, creează impresia unei priveliști fioroase, unde se pot petrece lucruri îngrozitoare. Acum 2-3 ani în urmă, în aceste desișuri, cineva și-a pus capăt zilelor, ne-a povestit o locuitoare de pe această stradă care a fost martora acestui caz. Suntem ca orășeni. Nu ne măsură nimeni strada, nu ne aduce nimeni musuri, apa, porci, găini, periti, ce vreți merge pe aici, pe răpa asta. Mai punem câte un copășel, mai câte de unul s-a prăvălit, mai nu ne-a prins copacul aici, că l-am dat în o gradă, acolo n-a rupt. O să facem foc cu dânsul. Ca drumul ăsta e rău, de-am de 16 ani tot îmblăm într-una. Puteți-o fost, puteți promit și nu fac nimic. Responsabilii din cadrul primăriei, care au menirea de a reglementa starea proprietății funciare a orașului, afirmă că locuitorii din această zonă nu au de ce să-și facă griji. Sectorul dat a spațiilor verzi are destinația de a nu permite alunecările de teren în zona dată. În ceea ce costă desișul arborilor și farilor care sunt acolo, într-adevăr, poate și era necesar de organizat, de trecut niște lucrări de îngrijire a acestor spații. Însă, în strada Ion Neculce, anul acesta, comisia n-a fost nici adresări din partea cetățenilor și, ca să recunosc cinstit, n-am trecut prin zona aceea. Conform legislației în vigoare, o să ieșim la fața locului și o să studiem situația și o să vedem practic ce trebuie de întreprins pentru a lua măsuri de a duce în ordine sectorul spații verzi corespunzător. Deși se numesc locuitori orășeni, aceștia au parte de un drum pe care nu poți merge firesc, un drum unde nici ambulanța sau alt transport nu are acces. În schimb, există mult noroi la ambele capete ale străzii. Locatarii încearcă să mențină curățenia pe sectorul lor de stradă, amenajează cu flori, însă mizeriile strică toate eforturile care rămân zadarnice. Dar nu vedeți cum e drumul? Trebuie o leacă de făcut ordine, ia că uitați-vă. Astupă lumea, astupă și tot curge, și tot curge. În partea aceea tot, dacă l-ați văzut, dacă puteți veni să vă uitați, că Domn ferește și cum plouă, cum... Parcă nu-i stradă pentru noi aici. Tot apa vine la noi scurgerea. Așa ce trebuie o scurgere să facă. Oare spui din o bucată de trubă să o tai, oare din ciment să facă așa o văgăună, că se poate scurge. De pe jumătate de oraș tot apa vine la noi. Dar noi cu ce suntem de genul? Ia spuneți, vă rog. Privirile triste și implorările locuitorilor de pe strada Ion Neculce ne-au îndrumat să ajungem la cei responsabili de starea acestei străzi. Au fost făcute niște lucrări de canalizare și apeduct, adică au fost înlocuite țevile vechi cu altele noi. Pe parcurs de asemenea se face lucrări de restabilire a drumului și de a înlătura aceste deteriorări. Dar la momentul dat până acum nu s-a făcut, deoarece am avut unele probleme, unele rupturi de apeduct în oraș. De aceea săptămâna aceasta vor fi înlăturate. Așadar, apelul locuitorilor de pe strada Ion Neculce a ajuns la sediul primăriei, unde după asigurările specialiștilor responsabili de întreținerea drumurilor și a spațiilor verzi în oraș, toate problemele, inclusiv iluminarea completă a zonei, vor fi soluționate în cel mai scurt timp.